Microbiștii din Buzău sunt invitați mâine la prânz pe stadionul sintetic din cadrul complexului Crâng la un nou meci amical. Gloria Buzău va întâlni cu începere de la ora 11.30 pe divizionarea secundă CF Brăila. A doua zi, duminică de la ora 12, la sala sporturilor se va juca handbal feminin. Ocupanta locului 4, într-una din seriile Ligii a handbal municipal Buzău, va întâlni pe CSM Slobozia, formație clasată pe poziția secundă. Din păcate, noi am cum am arbitri, arbitrii, deci meciul de sâmbătă este, pentru, în primul rând, pentru Slobozia, un meci decisiv dacă au pierdut, nu mai au, aș face o paranteză, o eventuală înfrângere la Buzău, iar scoate definitiv din calcul și singura echipă care ar merge în continuare pentru promovarea fi Constanța pentru noi un meci în care noi trebuie să demonstrăm că suntem o echipă și ne apărăm corect șansele și sperăm să câștigăm dar va fi extrem de extrem de dificil tot duminică, dar pe stadionul sintetic din Crâng, se joacă fotbal feminin. Echipa locală, viitorul Buzău, organizează un turneu amical în patru, la care vor mai participa formațiile din Târgoviște, Ia și Brazi. Denotat că toate cele patru combatante evoluează în prima ligă. Meciurile de fotbal feminin vor începe la ora 11, iar funcție de starea vremii, turneul se va disputa fie în sistem campionat, fie în sistem cupă.